Atenție mare! Bună ziua! Guten Tag! Da. Am foarte multe emoții, așa că... Da. Da. Ca membru a corului învățământului Ateneu, vă lansez și o invitație. Pe data de 18, concert a capela, colinde și de limba germană, să știți. Pe data de 20, vom colinda împreună cu orchestra simfonică Mihail Ciora și știam că sunt invitați și minunați elevii domnului profesoare Simona. Deci va fi un regal. Când vreți, ori pe 18, ori pe 20 decembrie, nu? La Ateneu. Da. La Ateneu din Bacău. Da. Mihail Ciora. Vă invit să cântați împreună cu mine acest colind minunat, care ne amintește de copilărie. Nepoții sau copiii dumneavoastră să audă ce copilărie minunată am avut, chiar dacă era în perioada comunistă. Afară ninge liniștit și-n casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând de mult uitam jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus un glas mitral și dulce, când s-a născut Iisus în frig, în iesla cea săracă, și boul peste el sufla căldură ca să-i facă. Cum au venit la iesla lui păstori,